Vorba despre evident SEO on page, pe care știe toată lumea, de multe ori este confundat SEO cu SEO on page. Și ce e interesant aici este, de exemplu, dacă facem o căutare pe cuvântul cheie cărți, Google o să ne spună că sunt 31 de milioane de rezultate relevante pentru căutarea asta. În același timp, ne identifică primele 10 cele mai de încredere pe care poate să le afișeze. Și ce e important aici este cumva că dacă spun SEO on page, spun elefant.ro spune că este relevant pentru cărți. Doar că sunt încă 31 de milioane de pagini care spun același lucru. Și atunci motivul pentru care elefant.ro este pe poziția 2 aici este de fapt dintr-o popularitate pe care a acumulat-o de-a lungul timpului prin SEO off page. SEO off page ar fi ce spun celelalte site-uri, comunitatea online despre noi, dacă suntem relevanți pentru, dacă suntem populari într-o anumită industrie sau grup semantic. Practic, aici a inovat Google de când s-a lansat, există acest page rank pe care el îl tot schimbă din diversi factori, încearcă să identifice cât de popular este un site într-o anumită industrie, într-un anumit grup semantic de cuvinte cheie. Practic, dacă elefant este apare pe prima poziție sau pe poziția 2 pe Google pentru căutarea cărți, rezultatul natural al acestui, un efect natural al acestei poziționări este că el apare pentru încă 27.000 de cuvinte cheie care încep sau conțin cărți. Deci, practic, el este o autoritate acum în industria asta, în grupul semantic și rezultatul este că se duce într-un fel de piramidă, foarte multe cuvinte cheie încep să crească din acel SEO on page. Și a treia categorie despre care puțin vorbesc sau pe care o folosesc este brandul. Și aici avem un infografic, dacă vreți să vă notați short URL-ul de pe slide. Ce e important aici este că brandul în online nu înseamnă brand în general. Este numărul de căutări pe care le efectuează utilizatorii pe numele brandului. Și numărul de căutări pe care le efectuează pe brand plus keyword. Și asta l-ancorează și mai puternic, așa cum o făcea cu link building-ul, l-ancorează în grupul semantic keyword, respectiv cărți sau books pentru Amazon. Din toate experimentele noastre, în momentul în care există căutări brand plus keyword, reacția este foarte pozitivă. Este mai puternică decât în momentul în care avem multe link-uri pe cuvântul cheie respectiv. Și, spre exemplu, căutări pe Amazon Books sunt 2 milioane pe lună în formula lui Broad. Practic, această a treia categorie de factori este cea în care Google are cea mai mare încredere, pentru că e vorba despre a-și asculta utilizatorul. Practic, utilizatorul lui Google spune îmi doresc cărți și le vreau de la Elefant. Și în momentul ăsta bonding-ul este și mai puternic. Dar nu despre asta o să vorbim. Vreau să vă povestesc cum calculăm noi return of investment-ul pentru un e-commerce când vorbim despre o campanie SEO. Pentru că în SEO e un pic mai dificil poate decât în AdWords să măsurăm return of investment-ul, să facem niște calcule de eficiență a bugetelor pe care le investim. În primul rând, ce măsurăm în SEO? Evident, rank-uri, dar n-ar trebui să fie cel mai important lucru pe care îl măsurăm, pentru că nu e suficient să avem poziții, e mai important să avem trafic și conversii, dar pot să măsor rank-ul, poziția pe cuvinte cheie, ca să văd un trend, ca să-mi dau seama dacă e pozitiv sau dacă cresc practic sau dacă scad. În final, abia când ajung în top 10, încep să culeg roadele. Numărul de cuvinte cheie care aduce trafic e un alt indicator, deci poziția lor și numărul lor. Și evident că asta aduce ca rezultat următor trafic. Trafic organic real, fără brand, dacă vorbim despre SEO. Următorul este conversii, tranzacții. Aici trebuie să ajung în final. Dar ca să ajung la conversii și tranzacții, trebuie să urmăresc ceilalți indicatori care mă duc în direcția asta. Cum monitorizăm cuvinte cheie? Păi puteți prin SEO Monitor, SEO Moz sau orice alt tool de monitorizare a cuvintelor cheie pe care le preferați.
cum calculăm sau măsurăm numărul cuvintelor cheie care aduc trafic. Intrăm în Google Analytics, la trafic organic, și o să vedem undeva jos un număr de linii pe tabel. Numărul de linii înseamnă numărul de cuvinte cheie care au generat trafic pentru site-ul respectiv. El va crește pe măsură ce pozițiile vor crește. Odată ce cresc pozițiile, de fapt, mă ancorez mai puternic în grupul semantic și rezultatul natural pe care vorbeam mai devreme este că primesc trafic din mai multe cuvinte cheie. Și dacă vorbim despre e-commerce, este vorba de site-uri cu foarte mult content, cu foarte multe pagini, de titluri, de cărți, de exemplu, elefant, de autori, de categorii, de produse și atunci, odată ce m-am ancorat în câteva grupuri semantice, tot contentul respectiv devine promovat pe long tail-uri, pe cuvinte cheie mai lungi, care apar în paginile site-ului. Cum măsurăm traficul organic excluzând brand-ul? În Google Analytics există o posibilitate de a segmenta traficul. Și dacă ne uităm pe fiecare pagină, o să vedem subtitlul secțiunii, o să vedem Advanced Segments. Aici nu avem decât să adăugăm, să includem parametrul medium și să-i spunem că vrem doar organic, doar traficul organic și să excludem keyword-ul, numele brandului. Dacă numele brandului ar fi F64 și oamenii caută F64 legat sau F64, pot să pun două cuvinte sau pot să pun o bucățică din numele brandului. De exemplu, 64, în cazul în care știu că nu am produse sau alte cuvinte cheie care ar avea sens să fie căutate cu 64. Și salvez segmentul, după care îl folosesc în toate analizele ulterioare pe care le fac. Cum măsurăm conversiile și tranzacțiile? În cazul fericit în care aveți setat modulul de e-commerce în Analytics, ar trebui să puteți să-l faceți. Dacă nu, de curând ar trebui să-l instalați. Ar trebui să puteți faceți următoarea evaluare. Există în zona de trafic organic, suntem în aceeași pagină, este mă domnul așa să vedeți. Am aplicat, se vede undeva aici, că am aplicat filtrul trafic organic non-brand elefant, deci segmentat deja traficul, și o să vedem acest buton cu e-commerce. Practic, îi spun, aleg din Google Analytics ce indicator vreau să urmăresc. La site usage am visits, bounce rate, new versus returning. La e-commerce am revenues, transactions, average value, e-commerce conversion rate. Dacă luăm de aici, practic suntem pe trafic organic real și luăm media rate de conversie, practic, dacă estimăm traficul, o să putem să estimăm și tranzacțiile. Și dacă avem și un average value pe tranzacție, putem să estimăm și revenue. Evident că știm care e marja de profit și știm și ce profit o să avem din toată campania SEO. Dacă îi scădem bugetul pe care l-am alocat, ar trebui să ne dăm seama care este randamentul. Și acum să mergem mai departe. Cum îl estimăm? Îl sunăm fiecare pas în parte. Întâi trebuie să alegem cuvintele cheie. Și mă opresc un pic aici pentru că asta e cea mai importantă fază din strategia pe care o aleg. E foarte ușor să mă îndrept spre cuvintele cheie cu volum mare de căutare. Dar în același timp, nu înseamnă neapărat că e cea mai bună strategie. Dacă aleg cuvinte cheie cu volum mare de căutări, înseamnă că aleg cuvinte cheie concurență. Și pe lângă asta s-ar putea să nu am produse competitive sau avantaje competitive la produsul respectiv. De exemplu, dacă sunt Altex și am vând foarte ieftin televizoare Samsung, am cele mai bune prețuri de pe piață pe televizoare Samsung, n-are sens să merg pe laptopuri unde EMAG ar avea, să zicem, prețuri mai bune. Are sens să aleg grupul semantic și toate cuvintele cheie de acolo pe televizoare Samsung, pentru că acolo vând bine. Pot să fiu pe poziția 1 și, în final, toate conversiile se ducă pe poziția 3-4, unde sunt prețurile mai mici. În final, când caut un cuvânt cheie pe Google, laptopuri, televizoare și mai departe, fac un research, caut oferte. Nu m-am dus să cumpăr direct de la EMAG, înseamnă că vreau să văd și alte oferte. Când vorbim despre fashion, poate e diferit față de ITNC. Dacă iau ITNC, același laptopul vând două site-uri diferite. O să aleg prețul mai bun de cele mai multe ori. Sau avantaj, site-ul care mi oferă avantaje mai bune.
dacă vă oferă garanție extinsă sau dacă vă oferă transport gratuit. În final, foarte mult se schimbă rata de conversie în funcție de avantajele competitive pe preț. După ce am ales cele mai bune cuvinte cheie, fac o estimare de trafic. De fapt, iau estimarea de search volume de la Google AdWords, aplic o rată de click-through rate, o rată de click și aflu un trafic estimativ. Mai departe, atest estimez rata de conversie folosind ce am învățat mai devreme din Google Analytics. Asta o să-mi spună numărul de tranzacții. Cu average value pe tranzacție, o să ajung la o estimare de revenues. Și după calculez efectiv return of investment-ul pe 1, 2 și 3 ani. Spun asta pentru că în SEO e un pic diferit față de AdWords. Când opresc bugetul, rezultatele urmează să continue. Există o inerție foarte mare. Și atunci pot să spun ce se întâmplă după ce opresc bugetul, după un an, 2, 3. Dacă mai vin două update-uri, Panda și... Da. Inerția aia depinde de două lucruri. Cât de mult sunt afectat de update-uri, pozitiv sau negativ, și cât de repede se mișcă concurența. Dar dacă mă aștept ca un update să mă doboare, atunci poate că nu are sens să mai fac SEO. Facem doar AdWords. Trebuie să fii pozitiv, asta e esența în SEO. Trebuie, da. Bănesc că știți tool-ul ăsta, dacă nu scrieți keyword tool pe Google și o să aveți primul răspuns de la Google. Aici o să scrieți în AdWords keyword tool, o să scrieți cuvintele cheie pe care targetați. Nu uitați că în SEO e foarte important să urmărim numărul de căutări pe expresia exactă, nu pe broad. Și să nu uităm că trebuie să setăm România și e bine să setăm și limba română pentru că urmează să ne dea niște sugestii pentru cuvinte cheie și selectăm practic volumul de căutări de la local monthly searches. Dacă sunt și logat, o să pot să export în CSV acest raport și pot să văd care este sezonalitatea cuvintelor la nivel de volum de căutări de fiecare în parte. Tot de aici pot să fac și un research mai avansat. Eu pot să zic că a trebuit să apar pe cărți, dar de fapt o să văd că pe cărți online există un volum de căutări mult mai mare. Spre exemplu, pe cărți sunt 9.900 de căutări și pe cărți online sunt 22.000. Deci pot să descoper și alte cuvinte cheie și să le aleg și în funcție de număr de căutări, dacă am avantaje competitive. Cum estimăm traficul? Putem să aplicăm un procent de 10% la numărul de căutări estimat. Noi spunem așa că dacă ești undeva în top 3, o să obții acest 10%. Asta înseamnă că dacă am ales 100 de cuvinte, mă aștept să fiu cu ele în top 3. Pentru că nu o să fiu niciodată cu toate în top 3. Dar ce se întâmplă e că această estimare noi o vedem pesimistă, pentru că spuneam mai devreme, odată ce am poziții bune pe anumite cuvinte cheie, încep să atrag multe long tail-uri. Și de fapt, cuvintele cheie care aduc trafic mult vor fi într-o proporție foarte mică. Long tail-uri vor fi foarte mari în cazul unui e-commerce, pentru că există foarte multe pagini și multe long tail-uri care devin relevante pentru anumite pagini. Mergem mai departe la tranzacții și venituri. Ar trebui să aplicăm rata de conversie pe traficul pe care tocmai l-am estimat. Asta o să ne spună numărul de tranzacții. Numărul de tranzacții îl înmulțim cu valoarea medie a unei comenzi și am ajuns la revenues. Și dacă nu ai o rată de conversie pentru că e un site nou care vrea să se apuce și vrea să facă și SEO și nu ai un volum în spate ca să spui, voi uite, am 1,2% rată de conversie. Dacă nu ai, trebuie să o estimezi tu. Poți să faci un research, poți să vorbești cu oamenii în industrie. De cât nimic, e bine să ai ceva în minte când pornești business-ul, nu? Și cum previzionăm acest return of investment? Noi segmentăm traficul organic în vizitatori noi și vizitatori care revin. Vizitatorii, pentru că pe fiecare o să aplicăm o rată, un calcul diferit.
tot Analytics ne spune câți din vizitatorii din segmentul pe care tocmai l-am creat, organic real, sunt noi și câți revin. De aici o să putem obține un număr de vizitatori din organic noi și aplicând rata de conversie, practic, o să estimez numărul de clienți noi care intră în sistem. Pentru că atunci când am un client nou în bază de date, e mai valoros decât o comandă. În e-commerce există doi indicatori care fac numerele și ar trebui ca orice business plan de e-commerce să le aibă. E vorba de costul de achiziție al unui client și de lifetime value of a customer. Vrem să știm cât ne costă un client și cu cât contribuie el la veniturile business-ului într-un an sau într-o anumită perioadă. Ideal ar fi să știu cât reușește să contribuie în lifetime. Dar se face pe un an de cele mai multe ori. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să reușim să avem acești doi indicatori, să știm cât ne costă și cu cât contribuie el. În felul ăsta îmi dau seama dacă business-ul are sens sau nu. Sau dacă promovarea pe care vreau să fac are sens sau nu. După care evaluez return of investment-ul pe 1, 2 și 3 ani. Return of investment-ul ar fi numărul de clienți noi, ori valoarea de viață a clientului într-un an, ziceam că putem să estimăm, ori numărul de luni, de ani, minus buget. Și avem un exemplu pe elefant.ro, dacă tot l-am tot menționat. Așa a crescut în ultimele 12 luni elefant.ro, de la 22.000 de vizite la 70.000 de vizite. Au obținut 12.000 de clienți noi cu un buget de 15.000 de euro. Return of investment-ul lui, dacă încercăm să calculăm după ce s-au întâmplat lucrurile, ar fi așa. Customer lifetime value 80 de euro. Sunt 4 comenzi în medie de 20 de euro. Deci, practic, un om care cumpără cărți face în medie pe o librărie online 4 comenzi pe an. Și în medie de 20 de euro. Dacă evaluez pe 3 ani, o să am 36.000 de clienți noi, pentru un buget de 15.000 de euro pe care l-am investit în primul an și îmi iese un cost de achiziție client sub 1 euro. Deci, practic, Elefant ar avea un cost de achiziție sub 1 euro pentru un client care cheltuiește în medie 80 de euro. Sună bine, nu? Dar SEO nu e suficient. Ei nu puteau să obțină lucrurile astea doar cu SEO. Aici e o sinergie puternică cu a ști să vinzi, a avea avantaje competitive. Dacă site-ul nu vinde, degeaba sunt vizibil. În final, asta era important. Asta spunea, e important să mă uit la conversii, nu la poziții. Site-ul trebuie să fie remarcabil și am aici un exemplu foarte drăguț. Cu primele două, asta e o căutare pe laptopuri, acum o lună, două. Primele două ad-uri sunt din link-uri sponsorizate și e vorba despre Altex, pe prima poziție, cu următorul titlu. Super prețuri, laptopuri începând de la 1199 de lei. Alegeți laptopul și comandă. Pe locul 2, tot AdWords, ofertă shock laptopuri, domo.ro. Domo.ro în titlu pentru brand, awareness, trust. Mesajul, cele mai bune prețuri și transport gratuit, profită de ofertă acum. Și pe prima poziție organic, cel.ro. Laptop, notebook, laptopuri. Și descrierea. Laptop, notebook și laptopuri la cel.ro. Livrare gratuită. Rate în magazin și aprobarea creditului pe loc. Eu am căutat online, dar mă atrage prin rate în magazin. Magazin online. Da. Deci, practic, nu trebuie să fiu, nu trebuie să mă lupt pentru poziția 1, pentru că poți să fii și pentru poziția 1 să nu pot să atrag suficiente clicuri. Probabil că cel cum roare impresia că titlul și descrierea asta îi menține pe prima poziție. Din păcate nu e așa. Deci, practic, ei pierdeau clicuri. Asta e ideea. Și pierd în continuare. Ziceam așa. Oamenii au mult mai multe opțiune astăzi decât aveau înainte și au mai puțin timp. Și toată treaba asta se transformă în ei nu dau doi bani pe voi și pe business-ul vostru și pe brand-ul vostru. Pe interesează și să-și rezolve nevoia și atât. N-aveți impresia că
ei vor să vă descopere site-ul, să vă vadă culorile, bannerele, cele mai interesante pe care le-ați desenat. De fapt, ei vor să rezolvă problemă și dacă site-ul vostru nu este user-friendly, nu le rezolvă nevoia. Dacă eu am făcut SEO pentru cărți și îl duc pe homepage, pe homepage îl găsește MP3-uri, filme și alte produse pe care le vând, înseamnă că eu îi consum timpul, e la un click distanță de toți competitorii mei. Și atunci o să dea back. Ideea este să am un site cu landing page-uri care chiar returnează informația pe care utilizatorul caută. De exemplu, dacă vreau televizoare Samsung ieftine, poate că ar fi foarte tare să am o pagină cu televizoarele Samsung ordonate crescător pe preț. Ca să-i dau ce a cerut. Atenție să vă puneți întrebarea asta. De ce ar da click pe ad-ul meu? De ce ar cumpăra de la mine și n-ar cumpăra de la ceilalți 2-3 de pe lângă mine din Google? Deci dacă ajung în prima poziție sau în top, ar fi bine să mă întreb de ce ar cumpăra de la mine? Cum arată celelalte site-uri? Cum răspund celelalte site-uri nevoi utilizatorului? Am o întrebare. Ai zis mai de atâta că ar fi ok să faci ideal. Ideal. Dar dacă fac... dacă vreau... Nu cred asta. Aici oricum pot... În sensul online e că poți face A-B testing. Deci dacă reușești să testezi ambele variante, poate pentru ITNC funcționează mai bine, dar poate pentru fashion funcționează mai bine varianta cu listarea. Ideea e că poți să testezi. Asta e frumusețea mea. Înseamnă că nu-i răspuns chiar la nevoia lui. Păi, nu tocmai, dar eu ofer o pagină unde el poate să vadă scapă diferențe de preț față de alte pagini de alte site-uri, ar fi acest lucru. Da. Poți să încerci, poți de exemplu să pui oferta asta sus și imediat în primul review să începi să-i listezi și cele mai ieftine televizoare și în felul ăsta îți promovezi și oferta foarte bună, dar și televizoarea ieftine pentru care el a venit. Action plan. Hope is not a strategy. Dacă stați, nu o să crească traficul. Nu măsurați, dacă nu evaluați lucrurile care s-au întâmplat anterior, nu o să puteți să avansați. Chiar dacă, uite, spre exemplu, după Penguin, toată lumea s-a blocat și nu mai ating de link-uri, nu mai fac nimic, pentru că pot fi penalizat. O să rămâi penalizat, o să rămâi acolo, nu o să se întâmple nimic natural. Reiau un pic ideile. Trebuie să analizați foarte atent cuvintele cheie, e cel mai important lucru, e direcția pe care o setați și trebuie să se ducă spre unde aveți voi avantaje competitive, nu foarte mult, adică preferați să aveți 10.000 de vizitatori în loc de 100.000 de vizitatori și să aveți rată de conversie 2% în loc de 0,2%. O să fie și mai ușor să vă luptați cu competitorii și o să fie și mai rentabil în final, că despre asta vorbeam. Fiți siguri că aveți content relevant. Dacă vin pe o căutare de televizoare ieftine, ideal ar fi să găsesc televizoare ieftine acolo. Nu cele de 5.000 de lei care sunt neapărat la reducere, pentru că vreau să cumpăr un televizor ieftin. Generați link-uri către site pe ancorele pe cuvintele pe care le-ați stabilit. Aici există acea ancoră, textul link-ului, care face legătura asta. Dacă eu am un site și voi aveți un site, dacă eu trimit un link către site-ul vostru și scriu lumea SEO pe ce se întâmplă este că eu vă recomand și în funcție de cât de mare e trust-ul lui Google în site-ul meu, atât o să transfer către voi pe grupul respectiv semantic. Și dacă tot vine business, e bine să vă focusați brand-ul într-o singură industrie de preferat, dacă nu se poate într-una, în cât mai puține. Elefant n-ar fi fost pe poziția 2 pentru cărți, dacă fiind de la început de toate. Și asta aduce și avantajele competitive și vă face toată viața mai ușoară. Și ar fi bine la fiecare campanie pe care o faceți să reușiți, campanie offline sau cel puțin care nu ține neapărat de SEO,
să reușiți să faceți utilizatorii să caute combinația brand plus keyword-ul vostru principal, cărți elefant. Sau dacă acum vinde jucării elefant, el o să trimite un newsletter în care să ceară utilizatorilor, o să dea un discount utilizatorilor dacă vin din Google și au căutat jucării elefant. E win-win. Și monitorizați, măsurați, evaluați. Întrebări? Da. Diferența între SEO și link building? Păi SEO înseamnă, include link building. SEO înseamnă un proces prin care voi încercați, de exemplu, să creșteți site-urile clienților în motor de căutare. Și o faceți prin optimizarea on-page, optimizarea off-page, adică link building, și dacă țineți cont și de brand. Nu știu dacă ți-am răspuns, dacă vrei... Nu, am vorbit de on-page, dar doar că n-am vorbit de... că trebuie să optimizăm titlurile și descrierile, adică n-am uitat în detalii, dar am spus că dacă eu îmi optimizez pagina on-page, îi spun lui Google, sunt relevant. Dar și alții spun, astăzi spun. Da? Cât de importantă este căutarea împreună cu numele brandului? Adică, dacă eu am observat pentru un site al nostru, creșterile sunt niște atât de devoție pentru căutările care nu includeau brandul, pentru că au crescut căutările care includeau și brandul. Deci, dacă am fost suficient de clar. Toată povestea cu căutare brand plus keyword se traduce așa. Utilizatorul cere cărți de la elefant. Asta înseamnă pentru Google foarte mare trust, pentru că utilizatorul lui spune ce își dorește și el trebuie să-și adapteze practic rezultatele în funcție de ce își dorește Google. Spre exemplu, înainte să existe Elefant, brandul Liberia Online, oamenii care căutau elefant pe Google se duceau pe informații despre animal sau Elefant Pub sau Elefant CMS și mai departe. Deci, Google avea alt comportament. Pe măsură ce brandul elefant a crescut, el a început să-l promoveze și în momentul în care CTR-ul elefant.ro la căutarea elefant a crescut, s-a făcut această legătură între brand și site. Și în momentul în care utilizatorul caută acum jucării elefant, elefant e pe prima poziție și utilizatorul intră pe prima poziție, asta înseamnă că el a căutat jucării de la elefant și atunci ăsta este un factor foarte puternic. Dacă caută doar jucării, nu mă ajută pe mine, în special. Să caute, ok, jucării elefant. Da. Au intrat, bineînțeles, pe pagina cu jucării de la elefant. Și ulterior, și pentru căutarea jucării, a crescut în poziție. În primul rând, dacă a ajuns, dacă a căutat doar jucării și a intrat pe pagina la elefant, am înțeles bine? Nu. Deci, caută... Nu, fii atent, hai că ți-aduc eu microfonul ca să facem treaba, știi? A căutat jucării elefant. Jucării și brandul. Okay. Și a intrat, bineînțeles, după căutarea asta, pe site-ul lui Elefant. Da? Bun, la jucării. Dar, ca și consecință a comportamentului ăsta de a căuta jucării plus brandul și a intrat pe site-ul lor, a crescut și poziția pentru căutări care nu conțineau brandul. Exact. Jucării fără. Asta spune. Și am văzut-o deci pentru că a făcut asocierea dintre keyword și brand. Nu? Da. Dintre celelalte cuvinte din căutare și brand. Da. Mai avem o adăugire, o întrebare vis-a-vis de cuvintele cheie din campaniile AdWords. Știu că e special SEO online, așa, dar Marius a ținut neapărat să remarce faptul că există un, există un avantaj în a folosi, e o întrebare retorică, dar eu o pun tot. Există un avantaj de să folosim cuvintele din campania AdWords pentru strategia de SEO, nu? Evident, dacă vorbim de strategie, exact asta am uitat să-ți răspund. Da. Când n-ai, într-adevăr, când nu ai încă business-ul pornit, poți să faci o lună de test, că e bine să faci o lună de test pe AdWords, pe cuvinte cheie, urmărești data de conversie, veniturile și tot restul. Deci, practic, fac un test drive înainte să pornesc SEO. Poate dar... nu așa scurt, adică poate totuși... De acolo să păstrez, evident, ce funcționează. Stai, mai avem o întrebare, adăugire.
dăm seama dacă e întrebare. Salut, e întrebare, Stefan. Ziceai mai devreme că dacă ești Altex și vrei să vinzi televizoare, care sunt cele mai tare produse ale tale, să promovezi Altex-ul la televizoare. De ce să nu îi propui Altex-ului să facă o nișă, un segment de Altex pentru televizoare, să-l duci mai bine și să crești Altex-ul pentru ceea ce e el, pentru furnizor complet de soluții, să fie un concurent al lui Emad în timp? El poate să crească în timp, dar evident că nu poți să împuși atât de mulți țepuri odată și dacă tot fac o prioritizare, are sens să fac o prioritizare pe blocurile de cuvinte cheie unde... Da, dar limitezi. Peste ceva timp o să fie televizoare Altex și atât. Nu o să mai fie frigidere, aspiratoare, whatever. După ce am ajuns pe televizoare, nu o să continui să obținezi pe televizoare. Încep și extind. Și mă extind întotdeauna în direcția în care el face bani. Ideea e să-i aducem venituri. Asta nu înseamnă că limitezi și niciodată nu o să optimizăm până laptopul. Poate la un moment dat mă anunț Altex, gata, am rezolvat-o și cu laptopul. Am un super discount de la HP. Și facem și pentru laptopul. Ok, mersi. Gata, nu mai sunt întrebări? Nu mai sunt. Îmi cer scuze, intrasem într-o discuție despre homepage SEO, off-page SEO și cât de important e homepage față de off-page și era complexă discuția și ca nu vreau să vă implicăm și pe voi, că poate nu vă interesează. Pot să zic că dacă sunt cuvinte cheie unde e concurență puternică, homepage nu poate să se rezolve. Și că e o dezbatere aici, mai complexă. Eu n-aș... părerile sunt împărțite, aș vrea totuși să nu intru foarte puternic într-o dezbatere. Ok? Mersi. Cosmin Negrescu. Mulțumim mult. Uite aici telefonul.